În această vizită se va pune un accent mai mare pe operele marelui sculptor Constantin Brâncuș. Din traseul organizatorilor acestui eveniment nu vor lipsi vizitele pe Transalpina și la mănăstirile din Gorj. Autoritățile județului speră ca prin aceste vizite să fie atrași cât mai mulți investitori. Vom avea parcursul a două zile, vor fi 36, dacă nu mă înșel, de ambasadori din mai multe țări. Îi vom primi la Sala Maură, atât eu cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Cărciumaru, după care îi vom duce să viziteze, primul rând, operele lui Brâncuș, la Hobița, la casa domnului Brâncuș, după care vor vizita mai multe mănăstiri. Tot în această perioadă trebuia să aibă loc la Târgu Jiu și Forumul Economic Regional. Consiliul Județean și Prefectura Gorj au amânat organizarea acestui eveniment pentru sfârșitul verii. La Târgu Jiu trebuiau să ajungă oficiali ai ambasadelor străine la București, manageri de companii, miniștri și reprezentanți ai guvernului. Forumul s-a amânat, acel forum regional, trebuia să vină mai multe firme, s-a amânat, a rămas doar acest eveniment, care este foarte important din punctul nostru de vedere al autorităților locale, autorităților județene, vizita mai multor ambasadori, după cum știți și mai înainte au fost și al Mexicului și al Poloniei. Este important dumnealor să vadă potențialul nostru economic, să vadă zonele turistice pentru o eventuală colaborare pe viitor. Vizita ambasadorului se va încheia duminică. Oaspeții de rang înalt vor pleca de la Târgu Jiu spre București.